Cum ați ajuns să urmați calea preoției? Știu că ați Am avut. mai spus poate și altă dată, nu știu dacă noi am mai vorbit în întâlnirile și în discuțiile noastre de la Sfânta Biserică, pentru că ne-am mai întâlnit și la Sfânta Biserică. Când eram mic, 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 mic și pitic, îmi aduc aminte despre lucrurile astea, aveam obiceiul să întind mâinile și să mă arunc din pat, să zic că zbor. Și dacă nu era tata prin apropiere sau mama prin apropiere să mă prinde, mă aruncam jos, indiferent de unde eram. Și când am fost întrebat prima dată ce vreau să mă fac, am spus că aviator. Așa încât anii au trecut, școala primară, școala gimnazială a trecut, însă în clasa 8-a, pentru clasa 9-a, pentru admiterea în liceu, pentru să dea examen, mi-am ales că liceul industrial numărul 1 aeronautică Bacău. Refuzând alte opțiuni pentru care nu îmi făceam probleme. Am fost un elev bun la școală, mama profesoară, note de 9 nu prea am avut. Și am zis că mă fac aviator, că ajung că vreau aeronautică. Și chiar am învățat foarte bine electronică de bord, electrotehnică de bord, tot ce înseamnă cunoștință de aeronautică, ce se fac în treapta întâi. Însă, întâmplător, după clasa 10, pe atunci aveam examen de treapta întâi pentru a intra în treapta a doua de liceu, pentru a 10-11, am făcut o excursie cu familia, cum eram pe vremea aia, pe la mănăstiri. Și am ajuns în Mănăstirea Neamțului, o mănăstire grandioasă în ceea ce privește spiritualitatea și atmosfera liturgică și spirituală duhovnicească de acolo. Și am vizitat muzeul. Veneam în această excursie, veneam după olimpiade de română și istorie, la care de obicei mă duceam până la capăt. În școala, Adică ajungeați până la fața până la capăt, națională. până la București. Acolo, nu era ca în ziua de astăzi, cine știe când. Și am văzut în muzeul Mănăstirii Neamțului cărți de istorie despre care eu nici nu auzisem. Eu eram plin de istorie, eram, cum se spune, bute de istorie, de română, de literatură, de filozofi, de istorici, istorie artei, istorie universală, istoria culturii, istoria antică, istoria modernă, istoria națională și alte magazine istorice, comunism, socialism, materialism, dialectic, Marx, Engels, eram plin din astea. Și nu știam nimic de istoria Bisericii Ortodoxe Române, nu prea știam mai nimic de istoria universală a religiilor, nu știam foarte puțin. Și da, primul impuls a fost să îmi procur acele cărți, materiale, ca să-mi completez cunoștințele, să le pot corobora unele cu altele. Pentru că istoria, dacă știi numai un manual de istorie sau o anumită parte de istorie, ești nimic. Este nevoie să cunoști tot contextul și istoric și cultural și și așa am ajuns și pe la seminarul teologic de la Neamț, la Mănăstirea Neamț, unde urma să aibă loc examen de admitere pentru admiterea la seminar. M-am uitat în programa analitică. Tot ce era în română programat mi s-a părut foarte facil. Istorie foarte ușor. Religie mi s-a părut captivant. Pentru că era despre facerea lumii, despre Adam și Eva, profeți, proroci, mântuitorul, naștere, vestire. De copți câtăți în spate. Pentru că nu avem noțiuni de religie, de cunoștințe religioase, cum au mare șansă cei din ziua de astăzi să studieze religia, nu ca pe o credință, ci măcar doar ca pe niște noțiuni sau istorie. Și m-am hotărât pe loc, atunci, să dau la Neamț, la seminar teologic. Am făcut rost de materiale, am vorbit cu preoții prin împrejurul mele, parohiei mele și m-am pregătit și m-am dus la Neamț. Și am dat examen la Mănăstirea Neamț. M-am pregătit toată vara, examenul de în septembrie. Mi-a dus cu aminte să dea oral și scris. Scrisul întâi și primul oral. Scris dădeam la română, istorie și religie, cuprinzând tot ce era religie. Iar oralul erau toate probele, cu o muzică eliminatorie. La scris am luat 10-9-10. La religie am luat 9, am greșit probabil
niște majuscule, minuscule pe acolo, nefiind familiarizat cu limbajul. Și urma oralul. Am intrat și la oral, am intrat subiecte, brețele alea. Și am răspuns tot. Mi s-a părut foarte ușor. Chiar țin minte pe treptele sălii de examen, acolo sunt destul de fastoase. Erau destul de fastoase. Mama, care nu mai este Dumnezeu să iertă, m-a întrebat ce ai făcut și am răspuns cu aceleași cuvinte, pentru că era la modă bisturiatul, i-am ciuruit. Da. Și când s-a afișat rezultatul examenului, eram respins. Eram primul sub linie, luasem un oral 2-2-3. Tata era, fusese membru de partid, mama profesoară. Nu știam că în spate să pun notele și altfel, așa fel încât membrii PCR să nu pătrundă printre admiși. Ei, și după aia am fost nevoie ca până anul următor, am abandonat liceu, am terminat cu aeronautica, deci am simțit un pic mai sus. Dumnezeu era mai sus decât unde puteau ajunge avioanele. Și anul următor am găsit pe cineva care se zică că ăștia nu sunt comuniști. Și am reluat examenul și am dat și am fost admis și am intrat cu bursă și am terminat cu bursă și în 89 eram preot. Deci să înțeleg că de la urmă geografia a fost ușa deschisă spre calea preoției. Pentru dumneavoastră în ideea asta sau intrarea în biserică prin intermediul dragoste pentru istorie ați ajuns Nu neapărat. Nu neapărat. Așa a fost. Ne explicăm noi acum. Da, e clar că am fost chemat. Așa, e clar că am fost chemat. Da. Atunci, nu știam, acum astea sunt un șir de întâmplări care au precedat admiterea. După care aia, deschis, de fapt. Da. Cine avea să știe atunci că în 89 eram preot când era Revoluția, da? Peste vreo 7-8 ani aveam să devin alcoolic, eu care eram un îngeraș. În preoție am intrat chiar așa cum trebuie să fiu. Am fost meticulos și perfecționist o viață întreagă, obișnuit să trag până la capăt. Și acum fac la fel, trag până la capăt. Nu mă opresc, am răbdare. Sunt groaznic de meticulos și de atent. Și cine avea să știe că eu voi trece și prin alcoolism, eu care n-am băut până la 23 de ani deloc. Sau aproape deloc, cine știe când și cum. E clar că Dumnezeu cu fiecare dintre noi are un plan. Și Dumnezeu își, în planul Lui, care este atât de minunat, își alege oamenii după alte criterii, după alte...